acei ofițeri și agenți care, cu maximă operativitate, au reușit să identifice autorul unei infracțiuni de omor în comuna de Vestel. Domnul comisar șef de poliție Verdea Vasile, domnul comisar șef de poliție Ciobotea Marin, domnul comisar șef de poliție Bălțoi Estemie. Echipa formată din specialiști ai Serviciului de Investigații Criminale, ai Biroului de Ordine Publică în mediul rural și șeful postului de poliție de Vesel au primit recunoștința și aprecierile conducerii Inspectoratului Județean. Împreună au reușit să rezolve în scurt timp cel mai recent caz de omor din Mehedinți. L-au prins pe cel care a ucis o femeie din comuna de Vesel. Ne propunem să fim în stare de sănătate foarte bună, pentru că de aici pornește totul. Și ne străduim să ne facem bine meseria. Distinția a primit și actualul șef al Poliției Municipale, Drobeta Turnu Severin. Oferim această plachetă cu mulțumiri și considerație pentru întreaga activitate în slujba Poliției Mehedințene. O merită cu prisosință domnul comisar șef de poliție Nițulescu Nicolae, împuternicit la comanda Poliției Drobeta Turnu Severin. Consider că a fost dată pe merit, muncesc de mulți ani în Poliția Mehedințeană și nu numai în Poliția Mehedințeană, dar și în țară. Din cadrul biroului rutier al municipiului Drobeta Turnu Severin, diplome au primit agentul principal Costinel Imbrea și agentul șef Cristian Șoșoi, care au refuzat mită din partea unui cetățean și au denunțat cazul autorităților. De ziua poliției s-a sărbătorit nu numai activitatea profesională, ci și latura umană a oamenilor legii. Sărbătorim nu numai rezultatele, ci și omul din poliție, factorul uman, care zi de zi vine cu devotament, vine cu multă sârguință și este credincios unei instituții, în niște vremuri foarte grele. La finalul ceremoniei, polițiștii și-au deschis porțile pentru sute de copii care au venit la sediul inspectoratului să vadă dotările instituției. Au primit baloane și bomboane. Hai să vă servesc cu câte o bomboană, deoarece azi e ziua mea, da? Poftim. Dar să nu uitați data viitoare să mă invitați la zilele voastre, pentru că și eu o să vă onorez cu prezența, da? Să nu uitați, îmi promiteți!